noi avem milioane de celule în organism, însă în fiecare celulă este aceeași informație genetică. Și informația asta genetică se află codificată sub forma unor lanțuri de ADN care sunt împachetate în niște structuri, ca niște bastonașe, numite cromozomi. Noi avem 46 de cromozomi în fiecare celulă a corpului. 23 provin de la mamă, 23 de la tată și aici este stocată practic toată informația necesară dezvoltării și creșterii organismului. Evident că dacă aici este o eroare, această eroare va fi transmisă în toate celulele corpului de când s-a format celula ou și atunci va rezulta fie un embrion care nu se va putea dezvolta, deci nici măcar nu ajunge să se implanteze, fie un embrion care se implantează, dar sarcina se oprește extrem de repede în evoluție și se pierde, din păcate, fie, în cel mai rău caz, aș zice eu, un copil cu o anomalie genetică gravă, de multe ori incompatibilă cu viața sau compatibilă cu viața, cum este sindromul Down,